Salutare toată lumea și bine ați un nou video de Space Run. Astăzi vom face Asteroids on Steroids, o misiune la care o să fie și un boss. Și hai să ne dăm start delivery așa frumos. Message coming in, ok. Bineînțeles că o să avem un boss piratul și da. Asta e un pirat nou. Captain Black. Firstly, it is Robert. Second, I am referred to as Captain Black because I always strive to turn a profit. That does make sense, sir. Along those lines, missiles and fuel are expensive. It would be cost efficient for you to just surrender your cargo to my crew and I. Sorry, Bob. It's just not gonna happen. Then when we meet on the field of battle, I shall not be so pleasant. Ok, deci un nou pirat, bine, nu știu dacă l-am mai văzut până acum, e ăsta, Captain Black, dar o să-l aranjăm noi rapid. Așa rapid. Aici, ăsta nu știu unde să-l punem. Punem aici, cred. Trei mecanici care cred că o să fie inutili. Punem pe aici și nu înțeleg. Acum am văzut că am Common Bridge-ul ăsta aici. Din păcate l-aveam acolo, nu știu de ce l-avem acolo, că trebuie să fie undeva pe mijloc, dar na. Am zis că să mai protejăm partea aia și este bine pentru că am scutul ăla de mai măricic și pot să-i pun direct acolo. Asta este... și da. Hai să vedem din ce parte o să vină... Teoriți. Ah, ia uite din față. Vine de undeva. Se pare că nu mi-arată de unde vin, deci da, cred că doar din față o să vină. Ok, atunci o să punem să punem așa pe părți. Că ar fi cel mai ok să punem așa. Aulă, secunde. Da, o să ne dea și aici. Da. Păcate o să ne lovească și aici în față. Opa, stai. Aici punem de ăștia. Și trebuie să le punem ăsta. Așa. M-am usat să le punem și shield-uri, fac. Rapid să punem și shield-uri. Că altfel o să fie foarte urât, foarte urât. Mai întâi punem shield aici în față. Ca să apărăm zona asta de aici. Aici în față, aici sus, de fapt. S-a posidau reorient. Poate posidau reorient așa, ok. Doar eu prin astea, nu știu de ce, bă, cred că jocul ăsta, au făcut un update sau ceva, că înainte mă jur că nu pute să faci chestia asta. Cred că i-au făcut ceva update-uri și mei. Nu știu, dar probabil i-au făcut. Să spuneam încărcătură, da, ce spuneam. Punem mai rapid un shield, mamă, ne vine și de jos, să punem, trebuie să punem și aici un shield micuț. Asta se regenerează, cred că da. Adică știu că aveam un pasiv să se... Overtime. Deci cred că asta o să și facă. Hai să punem direct de-astea mai mari. Ca să nu avem probleme. Și văd că nu o să avem probleme cu nava aia. Cred că o să trebuie să mai... Da, mai punem și un shield aici. Aici. Sau, man, nu trebuie mai în fata. Eh, nu contează. Până la urmă, tot un shield este. O fac. Tragem partea aia. Ok. Cum spuneam, trebuie să ne... fac, nu mai am loc de ăla, da, corect. Trebuie să pun asta așa. Tu... Dau reorient așa, ok. Dar nu stai să-i dau reorient aici, în față, pentru că... Și... Avem probleme, nu de alta. Ok. Așa. Au, lăsa că să mai... Ok, mamă, cum a trecut ăla pe lângă, mamă. Și... Ăsta aici. A, nu de ăsta, de ălalt, ok. Așa.
Aoleu, fac, 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 recharge. Oh, m-am la fix, am dat recharge. Dacă-i dau repair, nu mi-are scutul, da, corect. 40 de reaper, practic. Dar nu este o mare problemă. Aici, aici. Acum primești repair. Ești configuration. Tu ești aici. Pații. Așa. Pot fix, rapid, rapid, rapid. Ai, nu, nu, trebuie nu-i suge ăla, trebuie nu-i suge ăla. Atât. Perfect. Bine tu, bine tu. Ok, bun, bun. O ducem bine, o ducem bine momentan. Este așa. Ne trebuie... tere. Asta aici. Asta așa. Rapid ăsta aici. Bun. Mamă câți bani vin. Să vină cu milioane. Bun. Vreau să pun generator de la mai bun aici. Da, pot. Hai să pun. Oh, fuck. Cine a prins ăla? What the fuck, ăsta-i boss-ul? What? Nu mă prind. E boss-ul? Mamă, câți bani, frate! Dau recharge. Te pun... asta e că n-am loc de ăsta. Fuck. Asta... inflation de la... rapid fire. Ce rapid fire? Bun, hai să te văd acum. Asta aici. Am îl distruge l-o dată. What the fuck? Serios, tu glumești? Mai distruge-mă ăla, pe bune. Frate, odată. Mamă, cât timp pierdem. Doar ca să distrugem chestia aia. Hai că acum ar trebui să fie distrusă. Ar trebui. Hai repede, 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 repede. Unde? Bine tu, hai. Era aici. A, dar ne trebuie o grămadă. Ca să-l prindem pe ăla. Fuck. Recycle, recycle. Trebuie o groază de viteză pe ăla. Dar hai că se poate, hai că se... ce am pus asta aici, what the fuck? Mai pun... ăsta așa... apoi pun ăsta aici, iar apoi generator aici, generator, shield de la acolo. X... și-l prindem, da, îl prindem acum, perfect. Bine. Dacă-l prindem e perfect. Foarte bine. Bun. Așa. Ăsta așa și cred că cam gata. Cred. Să mai dau un infrare. Aoleu, stai că n-am shield aici, da. Corect, hotfix. Poți zic că n-am shield acolo, fac. Per, mamă câți bani. Inflation de ăla. Să distrugem navele astea pe bandă rulantă, frate. Mamă, laser beam, stai că te vreau să folosesc laser beam. Laser beam, ia uite. Uite cât de jumecher e laser beam, frate, oh my fucking god. Oh my fucking god. Ce-ar bun.
Perfect, laser. Aoleu, stai că durează o grămadă până să se reface. Ok, aoleu, stai că acum vine ăla, da, și nu cred că mai avem, nu cred că facem 5 stele. E 5 stele, cred că da, am spus bine, știi. Nu cred că o facem pentru că vine ăla. Nu, și l-am poziționat. Oh. Aba, nu. Să-l distrugem repede și nu cred că o să-l... Totu așa. Da, nu o să fac 5 stele, din păcate. E, aia n-a fost să fie. N-a fost să fie de 5 stele. Trebuie să-l distrug foarte rapid pe ăsta, dacă nu... Face nici... Cred că 4 stele. Dacă nu-l distrugem rapid. Poziția ăstora. Shield-uri multe. Asta trebuie să fac, din păcate. Și n-am clusterul ăla. Asta e buba. Dacă aveam cluster, era super OP. Încă îl distrugeam aproape imediat. Dar nu l-am. Oh, fuck, stai. Ah, nu cred că nici, nici 4 stele nu cred că îl iau. Că l-om, fuck. Aul, stai că trebuie să protejăm asta cu orice preț, trebuie să protejăm ăla. Dacă nu... La orice ar fi. Fuck. Da, laser beam. A, ok, a, a scăpat ăla, ok. Dacă scapă mai ajunse... Nu, nu, nu mai... Ba da, what? E cu pl- ok, am luat 4 stele. Nu știu, a scăpat, e posibil să scape bine. Cred că asta ar fi trebuit să se întâmple să scape pentru că n-a. Totuși, totuși. Sau am fost noi prea încet să-l omorâm, nu știu. Dar oricum, cred că o să ne mai întâlnim cu el oricum. Că practic a scăpat, deci sigur ne mai întâlnim cu el. Și am primit 7000 de bun, nu foarte mult, dar... na, bun. Următoarea misiune ar fi zona 5.1, nu zona 51, 5.1. Dar o să facem în următorul episod. Încă am spus, dacă este boss, o să... zi, o să facem un episod doar cu boss-ul. Să upgradăm. Ăsta nu îmi place, ăsta, restor. Atunci, aș vrea ăsta. Deci o să facem asta și da, în următorul episod am terminat tot Big Cargo-ul, cred. Cred că l-am terminat acum. După o să zic că o să... Nu, cred, mai avem cred că 2 misiuni și aici și terminăm. Iar apoi o să terminăm ușor, ușor pe toate, dar trebuie să începem și asta. Zi, fabrica asta, să spun așa. Dar... tot era timpul lor, bun. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să apăsați pe butonul like dacă n-ați făcut-o încă și să vă abonați. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!